membri ai Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Regională Iulbeni. Pare bine să vă văd pe toți sănătoși. Scopul întâlnirii de astăzi este aducerea de concordanță și ajustarea hotărârii naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care au fost date de 12 martie, referitor la instituțiile, activitatea instituțiilor preșcolare, școlare și universitare. Dar mai întâi de toate, aș putea să-i dau cuvântul domnului Munteanu, domnului Vârtosu, din Sănătate Publică, medici din Sănătate Publică, ca să știm la ziua de azi ce avem în raion referitor la pandemie COVID-19. Ce e poftim, domnul Vârtosu, poftim. Stimați colegi, cum am menționat și la ședința trecută a Comisiei Extraordinare, situația rămâne a fi destul de alarmantă și încep cu acele cifre date care le avem în teritoriu până în prezent. De la începutul pandemiei până în prezent avem înregistrate 6.061 de cazuri, vindecați 5.238, decese 140 cazuri, cazuri active 664 persoane, adică acele persoane care astăzi, la moment, se află la tratament ambulatoriu. Dacă ne referim puțin pe parcursul anului 2021, până în prezent, de la începutul anului, avem înregistrate 2.224 cazuri. Decese 49 de cazuri. Dacă comparăm că la finalul anului 2020 aveam 3.827 cazuri, acum sunt înregistrate 2.224 cazuri. Deci am depășit jumătatea cazurilor înregistrate din anul, pe întreg anul 2020. Respectiv, într-o așa situație ne aflăm și cu decesele. Dacă la sfârșitul anului 2020 avem înregistrate 91 decese, în prezent avem înregistrate 49 decese. Nu mă opresc la întrebările sau la chestiunile ce sunt de transmitere, unde s-au tratat și așa mai departe. Nu mai vreau să spun că cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Iarlăubeni. 626 cazuri, Costești 306, Rezeni 171, Puhoi 94, Milești Mici 91, de la începutul anului până în prezent. Numai ialovenii au o rată de morbiditate din totalul cazurilor înregistrate în raion de 28%. În ceea ce privește situația care o avem pe parcursul a 14 zile, au fost înregistrate 244 cazuri. Deci avem practic o descreștere față de săptămâna a noua cu 63 de cazuri, unde în săptămâna a noua erau înregistrate 307 cazuri. Situația dată ne bucură, dar nu știu pe cât timp ne va bucura, pentru că asta este o descreștere începând de la jumătatea lui ianuarie, de când am intrat în cod roșu și până în prezent ne aflăm în acest cod de alertă, cod roșu. Morbiditatea în raion pe parcursul a ultimilor 14 zile constituie 549 de cazuri, când codul alertă, codul roșu de alertă se înregistrează de la 100 cazuri și mai mult la 100.000 populații. Noi ne aflăm la nivelul morbidității de 549 de cazuri. Din 244 cazuri înregistrate pe parcursul a 14 zile, referitor la Ieloveni sunt înregistrate 88 cazuri. Cu toate că avem o descreștere și la Ieloveni de la 88 cazuri până la 67 de cazuri. Dar rata de înregistrare sau procentul de înregistrare a cazurilor înregistrate numai în orășelul Ialoveni prezintă 27% din toate cazurile înregistrate în raion.
Dacă ne referim unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri în ultimele 14 zile, adică la acele localități. Avem Ialoveni 154 cazuri, Rezeni 46, Milești Minci 32, Rusești Noi 18, Țăpala 21, Ulmu 19, Veseni 17, Costești 42. O situație nu chiar bună, chiar aș vrea să spun că destul de gravă, este în Dânceni, Dânceni, Suruceni, Malcoci, Sociteni. Și mai ales în Sociteni, unde s-au înregistrat în ultimele 14 zile 17 cazuri, Malcoci 28 cazuri. Dacă luăm un procent de infectare a populației, după numărul de populație care se află în teritoriile date în Sociteni și în Malcoci, ar trebui practic de instituit carantină, că e depășește 1,3% și 1%. Dar totuși, până la carantină, se mai poate de discutat pe întrebarea dată. Dacă clasificăm după locuri, atunci, sau mai bine zis, dacă facem o repartizare a cazurilor la 10.000 populații, un indicator care să ne spune mai precis care este situația după numărul de populații în teritoriu, atunci pe primul loc se află Malcociu, după cum am spus, 28 de cazuri, sau dacă nu mai vreau să mă mai opresc ca să le ducem la 10.000 de populații, pentru că sunt alți indicatori și numai vor să vă obosească. Dar vă spun dintr-o dată cum se clasifică după nivelul de cazuri sau de infectare. Malcoci, primul loc, Sociteni, a doilea loc, Ialoveni, a treilea loc, Suruceni, a patrulea loc, Dânceni, a cincilea loc, Milești Mici, a șaselea loc, Ulmu, a șaptelea loc, și Rezeni, a optelea loc. Deci asta unde situația este mai agravată. Dacă vorbim despre înregistrarea cazurilor pe parcursul a 14 zile, atunci vreau să vă spun că dacă vorbim despre cazuri în grup sau în colectivități unde au fost înregistrate mai multe cazuri, atunci avem Ialoveni Gaz, 6 cazuri, Monicol, întreprinderea de la Nimoren, 3 cazuri, au apărut cazuri noi, de mult în această instituție, sau obiect n-au fost înregistrate cazuri, Vinprom, Impex, 3 cazuri. Primul caz a apărut la fabrica de înghețată Sandra Leona, ce ne pune în gardă. Dacă vorbim despre lucrători medicali, atunci au fost înregistrate cazuri de COVID printre lucrători medicali Centru Sănătate Ialoveni, Costești, Bardăr, Răsieni, Milești Mici și, să înțelege, Spitalul Raional Ialoveni, unde știm că acolo sunt și posibilități, am în vedere, nu din punctul de vedere că nu se respectă careva măsuri de prevenție, însă sunt respectiv riscurile care țin de secțiile care activează COVID și chiar de fluxul de pacienți care trec radiografia, examenul radiografiei, care sunt de acum infectați pacienții cu COVID. Dacă m-aș referi la factorii care poate, într-o măsură oarecare, influențează la morbiditatea înregistrată în teritoriul Ialoveni, m-aș referi, în primul rând, la transport, serviciile ce țin de slujbele bisericești, bolnavii care se deplasează din teritoriile administrative în orașul Ialoveni pentru a face examenul radiografic, despre activitățile la oficiilor poștale, chiar și câteodată ne pune în gardă și acele instituții de alimentație care sunt în orășelul Ialoveni, cum ar fi așa un obiect cum este pizzeria din Ialoveni. De ce mă refer? Că observ acolo că sâmbătă, duminica, este o aglomerație.
și ați scrivești cu tot copiii se duc, că sunt condiții unde copiii se mai joacă și așa mai departe. Și este un obiect care eu nu știu dacă este o ventilare adecvată acolo la instituția respectivă. Și de aceea ne-ar pune în gardă așa obiective. Mă refer și la cantina de la spital. Se observă, și chiar am observat personal, că sunt persoane cu COVID care trec examenul radiografic și e clar ca și o persoană care, mă rog, vrea să se alimenteze sau să treacă măcar prin cantina respectivă și respectiv iau sau se alimentează în cantina respectivă. Și cred că, nu în ultimul rând, populația în general e de dorit ca să respecte măsurile de prevenție la un nivel mai înalt, în dependență de situație și mai ales în situația care este acum alarmantă. La mine este totul și dacă sunt întrebări, poftim. Domnul Teală, cred că să dăm cuvântul doamnei Nița, ca să cunoaștem ce se face la noi în școli, mă refer și la personalul didactic și nu numai, ca după să mergem pe localități unde, cum spune și în hotărârea, ultima hotărâre, reieșind din cod portocaliu, cod roșu, cu prezența la licee, la ore. Deci, doamna Nița, poftim, doamna, cuvântul, puteți să-i aduci la cunoștință. Am înțeles că ați fost la o ședință la Ministerul și vreau să vă mulțumesc cu asta. Învățământul vreau să vă mulțumesc cu asta. Bună ziua, comisie. Deci, dacă discutăm cu referire la hotărârea numărul 50 din 12 martie, prevede deci reluarea activității procesul educațional după prelungirea vacanței, începând cu ziua de mâine, dar în dependență de situația care s-a înregistrat, cazuri de îmbolnăviri la nivel de localitate. Deci urmează să luăm o decizie pe fiecare localitate în parte. Ceea ce stipulează hotărârea respectivă numărul 50, deci e strict doar pentru procesul educațional. Deci, dacă avem în localitate codul verde sau galben, atunci toate instituțiile de învățământ preșcolare, școlare, vin cu prezența fizică în instituție. Dacă în localitate este codul portocaliu, atunci cu prezența fizică sunt preșcolarii, sunt elevii din clasele primare și doar absolvenții claselor a 9-a și a 12-a. Iar pentru codul roșu, deci prezența fizică este doar a preșcolarilor, elevilor din clasele primare și decizia se ia pentru clasa a 9-a și a 12-a de a se prezenta cu prezența fizică 50% din acest număr. Eu sunt cu rețeaua în față și acolo mă uitam unde avem un număr mai mic de copii în clasele a 9-a și a 12-a, am putea să le permitem cu prezența fizică la 100% după codul roșu, dacă se stabilește în localitate, dat faptul că permite spațiile educaționale să se respecte distanța între ei în cadrul orelor. Noi, la ziua de vineri, deținem de informație că din cele 33 de instituții, deci de 33 de școli, nu au avut cazuri, niciun caz în rândul elevilor și a învățătorilor, cât și a personalului nedidact, 25 de instituții nu au fost înregistrate. Dacă vorbim de 39 de grădinițe, în 33 de grădinițe, la fel, nu au fost cazuri de îmbolnăviri în rândul angajaților și ai preșcolarilor. Ceea ce ține de date pe care le avem, deținem de vineri, fiindcă nu avem acum, o să avem la ora 12 următoarele date, dar numărul de elevi în confirmație au fost 3 și în autoizolare 48. Vorbim despre cadre didactice, au fost confirmați 4 cadre didactice și 2 în autoizolare, iar din personalul nedidactic 6 au fost confirmați și 3
în autoizolare, dacă vorbim de institut. Și, într-adevăr, mai frecvent au fost în localități în care a menționat și domnul Vârtosu, fiindcă de acolo vin sunt focare și numărul este respectiv în aceste instituții. Eu am luat decizia, știm cât e de important prevenirea acestor infecții și urmează să luăm niște măsuri concrete. Eu gândesc că ar trebui să luăm după instituții. Dacă vorbim de localitatea Malcoci, atunci prezența, adică trebuie să mergem fiecare instituție în parte. Atunci se prezintă clase primare și doar cei din clasa 9. Deci dacă vorbim de Malcoci, dacă este grav, vă zic câți elevi avem în clasa 9 la Malcoci. Sunt 19 copii, deci un spațiu educațional permite ca să păstreze această distanță cu prezența lor fizică. Sau, cum ziceți dumneavoastră, 50%, adică urmează aici să luăm decizie dacă este codul roșu la Malcoci. La Dânceni sau Soceteni, luăm așa pe rând cum ați enunțat dumneavoastră, la Soceteni. Deci avem 24 de elevi în clasa 9 și aici trebuie să luăm decizia. Se prezintă 100% sau 50% în clasă. Spațiile permit această distanță, fiindcă numărul de copii în clasă nu este atât de mare. Ce ține de orașul Ialoveni, deci evident că cei din școala primară vor fi cu prezența 100%, cei din gimnaziu Ialoveni sunt în clasa 23 de copii în clasa 9, adică vorbim că clasele gimnaziale să fie cu prezența, adică doar clasa 9 prezența fizică, iar ceilalți, adică după varianta 3. Dar cred că trebuie, domn președinte, să luăm o decizie pe fiecare instituție în parte și să pronunțe sănătatea publică aici. Eu consider că noi deodată mă trebuie localitățile să vedem unde ce grade le punem. Verde, galben, portocaliu, da. Și așa mai departe. După asta să primim hotărâri referitor la fiecare localitate. Da, mai aveți? Eu am vrut atât doar să precizăm dacă avem localități unde situația este mai bună, ca să începem cu cele care ar putea veni cu prezența fizică, toți elevii, și din treapta gimnazială și liceală, dacă avem așa dată. Și după care să excludem. Da, domnul Vârtosu, pregătiți-vă. Haideți să facem o dorim să-i dăm cuvântul, să vedem ce se face la noi din spitale. Fiecare zi cu un raport, domnul Șarbu cu un raport se face la noi în spital, domnul Lozovanu cu un raport și domnul Boris cu jucare de lansa. După trecem la... După a trece în fiecare localitate, în gradul cuvenit, verde, galben, portocaliu, roșu și așa mai departe. Și reieșind din asta, vom decide care școli trec sub prezent fizic sau online și așa mai departe. Domnul Șarbu, poftim, ce se face la noi în spital? Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. La moment în spital sunt 100 de pacienți din secțiile COVID, în ambele secții, sunt o secție 22 de pacienți, în altă secție 38 de pacienți. Mai avem la moment două locuri care sunt pe, să zicem, pe brancardă sau pe... două locuri pe brancardă. Medicamente, cred că vor fi. La moment astăzi ne-au zis că o să ne aprovizioneze tot cel necesar, cu dezinfectanți, cu echipament de protecție. Starea este, într-adevăr, destul de practic. Nu-i minute, nu-i odată în jumătate de oră să ne sună de la asistența medicală prespitalicească pentru a depista locuri, dar chestia e într-asta că la noi minimum internarea unui pacient este de la 10 zile în sus. Și ca să identifici locuri, practic este, suntem pus în niște rămci foarte, foarte restrictive. Lucrătorii medicali activează, suntem la limite, dar facem față locurilor.
Asta este la momentul actual ce vă pot zice. Mulțumim 27 la 27. Eu am întrebat. Domnule, care este situația cu vaccinarea la... Din 220 de persoane care trebuie vaccinate, în prima linie care au fost preconizate, au fost practic 90% vaccinați, care au fost în secțiile COVID și secțiile internare, avem vaccinați 110 persoane. 110? Da. Trebuie mult la domnul Șoară. Domnul Șoară, aș vrea să cunosc pentru că mai vehiculează așa informații. Deci totdeauna pacienții, când, indiferent de ce boală, sunt internați în spital. Și atunci când se duce un tratament, deci bolnavii sunt întrebați dacă nu au reacție la un medicament, dacă au reacție, adică îi scoată unul sau nu îi scoată. În cazul când bolnavul este COVID, el este cu mască sau este intubat, spuneți, vă rog, asistențe medicale, adică medicul, duce convorbire cu ei, adică uitați-vă, să meastră îi se administrează acest preparat. Este compatibil, nu este compatibil, adică nu se prinde reacții adverse, când se duce tratamentul cu, adică COVID-ul pentru un pacient, poate are careva maladie, care el nu primește această doză. În timp de ani de zile de când activăm noi în COVID, în secțiile noastre, adică în ambele secții, eu n-am avut așa ceva. E clar că lucrătorii medicali, medici în deosebi, când strâng anamneza de la pacienți, se... Adică se duce o evidență. Păi da, da, asta e fără. Avem o întrebare, deci... Referitor la alimentația bolnavilor, se mai aude așa, cum se zice, vorba prin târg, că este foarte slab alimentația bolnavilor? Noi suntem... Care este situația? Alimentația este bună, clar că vreau bucăți de carne și mă scuzați, noi suntem cu nepus într-o limită. Limita de alimentare, în general, conform standardelor, este până la 25 lei. Noi îi alimentăm pacienții între 35-40 lei. Nu putem să facem mese de restaurant sau de... Nu merge mese de restaurant, merge vorba că adică și mâncarea să fie pregătită normal pentru... Pentru asta ar trebui, cred că suportul adăugător ar trebui să fie fondatorul. Dar eu vă zic că vorbe poate să fie. Mulțumim, întrebări. Doamna Galina Vărtos. Vă rog, o raport ce se face la noi în instituțiile centrului de sănătate. Poftim. Bună ziua. Vaccinarea. Deci, deja domnul epidemiolog a vorbit destul de amănunții despre cazurile deci, înregistrate de COVID. Așa, și vreau să zic că pe centrul de sănătate al Oveni situația e mai alarmantă, fiindcă din 6.042 de cazuri deci, înregistrate de la începutul pandemiei, 2.540 sunt anume pe centrul de sănătate Ialovieni, deci suntem pe primul loc. Tratați 2.163, deci persoane active pe tot raionul, deci 664, așa, și mai cu teamă, deci situația epidemiologică anume pe orășelul Ialovieni, vreau să zic că sunt înregistrate 1.748 de cazuri, nu vreau să mă repet în 14 zile, noi deci suntem pe codul roșu, după morbiditate. Și deci numărul de decese, deci tot după cum se spune, tot au crescut, deci 44 de decese, pe, anume numai pe orășelul Ialoveni. Vineri, deci am primit vaccinul, s-a dat start la vaccinare. Deci SECON lucrează conform ordinului Ministerului cu toate centrele de sănătate, cu toți colaboratorii care urmează a fi vaccinați la etapa întâia cu vaccinul, deci AstraZeneca. Deci am lucrat, vreau să zic, intens și vineri și sâmbătă. Avem până ce acoperirea încă puțină, pe două zile 75 de vaccinări s-au făcut. Sâmbătă inclusiv până la ora 3. De astăzi urmează deci, să continuăm vaccinarea.
Trebuie să fim o echipă unită ca să fim, deci, să coordonăm graficul ca să nu așteptăm că afară e rece și să vină fiecare, deci, persoană, anume din colegii noștri, deci, la o oră anumită, ca să fie vaccinate, fiindcă aici urmează o procedură, dumnealor trebuie să fie, deci, în instituții jumate de oră, ca să fie supravegheați vis-a-vis de reacțiile adverse. Reacții grave aveau? Până ce, deci n-am fost informată, fiindcă eu am rugat toți, echipa, medicii, să mă informeze personal vis-a-vis de cei care au fost vaccinați aceste două zile. Și în afară de 38 temperatură, un pic dureri în locul injecției, n-am fost anunțată, asta adică undeva 18% din cei vaccinați au făcut temperatura până la 38. Nu mă întrebări, dar putem la primar. Domnul Mătusu, cunoaștem că pe unii informații din diferite raioane, vrem să știm aici la Ilovene. Știm că vaccinarea este una binevolă, dar dorința sau nedorința medicilor, cam în procent, cât cam cred este, de a se vaccina? Ca să fie vaccinați, toți doresc să fie vaccinați. Toți, absolut toți doresc să fie vaccinați. Mai sunt niște doleanțe vis-a-vis de vaccin, dar asta e, deci, asta e etapa care urmează. Noi știm că controlul infecției nu putem altfel, deci, realiza numai, deci, după strictele reguli care sunt și a doilea vaccinare. Mulțumim, alte întrebări? Mulțumim, doamna Vărtosu. Domnul Lăzărăvan, poftim cu un raport ce se face la noi în medicina presbiteriană. Deci, în primul rând, vreau să vin cu un anul pozitiv pentru raionul Ilovieni, mai ales în prealabil pentru orășelul Ilovieni. Noi astăzi am dat start a unei noi echipe de AMO și sper că va fi în folosul populației raionului. Ne bucurăm, de spus de mult, pentru acceptul și susținerea Centrului Național de Medicină, Asistență Medicină Urgentă Prespitalicească nostru, că ne-a susținut, ne-a dotat cu toate respectivele. S-a dus un lucru enorm de mare, s-a pregătit pentru această echipă s-a pregătit cât și lucrători medicali, atât și personal tehnic. Așa că la insistența populației raionului Ilovieni s-a desfășurat această echipă. Vreau să vă spun că această echipă se lucrează, adică startul a să fie orașul Ilovieni, dar iar să activeze pe tot parcursul raionului. Plus la asta vreau să vă aduc la cunoștință că ultimele două săptămâni, într-adevăr, s-a ridicat numărul solicitărilor, mai ales mă refer la cazurile de suspecții și la cazurile confirmate de COVID-19. Dacă luăm în considerație că până la perioada de COVID am avut pentru 6, mă refer la 6 echipe, undeva în jurul la 60-70 de solicitări în timp de 24 de ore. Acum solicitările prevalează, fișele de solicitare, adică solicitările, înseamnă că prevalează peste 100 de solicitări în timp de 24 de ore. Să vedeți ce e interesant. Interesul între aceia, fiindcă 60-70% din toate solicitările sunt suspecții sau COVID confirmat. Întâlnim greutăți, probleme în internarea acestor pacienți. Mă refer la confirmați, de atâta fiindcă spitalul raional Ilovieni nu e tot timpul, adică, mă rog, nu e în puterile spitalului raional ca să interneze. Suntem impuși, adică și internăm la spitalele din municipiul Chișinău, care sunt dotate cu secții de COVID.
Plus la aceasta vreau să vă spun că între colaboratorii substanței Ialoveni s-a pornit, s-a dat startul situației de imunizare. La moment, dacă vorbim de când s-a pornit? Vineri, da? Avem undeva în jurul la 10% din colaboratori care s-au imunizat. Practic toți colaboratorii sunt pentru imunizare, au înțeles factorul și cu atât mai mult duc informația asta între populația raionului Ialoveni, că totuși înseamnă că dacă eu mă refer așa mai popular, dacă nu ne imunizăm, murim, dacă ne imunizăm, putem să murim. Unde este factorul decisiv? Așa că vă îndemn pe toți să fim bine și să mergem la imunizare. Sunt multe situații, adică problematice, dar cele mai majore vi le-am spus, cele minore le rezolvăm pe intern. Mersi mult! Mulțumesc, am o întrebare, domnul Zolan. La centru de trăiere, la Moldexpo, duceți acolo? Da. La centru de trăiere, Moldexpo, ne întâlnim tot cu niște probleme, fiindcă se mai adună, foarte des se adună foarte multe echipe și centrul de trăiere nu face față, adică nu dovedește fizic ca să ne preie, adică pacienții. Suntem nevoiți ca să stăm și 3, și 4, și 5 ore în rând ca să predăm așa pacienți. Am ridicat întrebarea, acolo sunt niște probleme grozave, înseamnă că nu sunt vicee, să mă scuzați de expresie, dar nu sunt vicee pe teritoriu, dacă și este un viceu nou, sunt pentru colaboratorii instituției date. Așa că nu numai echipele noastre, dar vă dați seama, stai 3-4 ore în rând de a preda bolnavă, chiar și același bolnav trebuie să ducă să-și facă necesitățile fiziologice, da? Așa că asta cam e situația la moment, domnul președinte. Da, vă mulțumim întrebările, domnul Anoveț. Da, vă mulțumim, domnul Zăvanu. Domnul Boris, ce s-a întâmplat la noi cu magazinele, controle, producția alimentară, cu timp? De obicei, serviciul nostru monitorizează blocurile alimentare la grădiniță, la școli, dintre care au fost, la moment, 7 grădinițe monitorizate și verificate, unde au fost depistate 3 contravenții, adică au fost aplicate amenzi, 4 gimnazii, dintre care unul a avut tot o contravenție, a fost efectuată. Și ceea ce se referă la ferme, la abatoare, adică sunt 2 abatoare verificate, la unul s-a suspendat vremelnic activitatea până la... vor fi adusă la condițiile cele care trebuie. Sunt cerințe după care activează. Au fost expediate 14 vulpi la CRDV în laboratoarele din România, fiindcă noi nu avem laboratoare acreditate. Au fost verificate și controlate 9 ferme avicole și o fermă de bovini. Au mai fost verificate 2 depozite speciale pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și un agromagazin. Adică la grădiniță și la școli se petrece termometria, fiindcă noi nu ne ducem special să verificăm. A este, dar printre altele intră și totodată punctul ăsta. La situație. Da. Adică pe teritoriul grădiniței nu s-au depistat persoane străine niciodată, în afară de colaboratori și dăm respectiv copiii care prezentează grădinița sau acolo. Bine, mulțumim, întrebările vreți la domnul Curcat. Mulțumim, domnul comisar, vă rog, dumneavoastră, cu raport. Stimați membri
Zona de poliție petrece atât timp de zi cât și timp de noapte măsuri în scopul reîntâmpinării cetățenilor, în scopul respectării măsurilor impuse de către Comisia Națională. Mulți cetățeni respectă, mulți agenți economici deja în urma măsurilor întreprinse se conformează măsurilor impuse de către Comisia Națională, dar cu părere de rău avem încă cetățeni de rând, avem agenți economici care încalcă. Noi, de comun cu Comisia, chiar la ziua de vineri, când am trecut ultima măsură în teritoriu, oamenii sau cetățenii trebuie să înțeleagă clar că organul de poliție nu este organul care să urmărească pe cineva, da? Sau să impună, să respecte. Noi venim în teritoriu simplu, ca să aducem la cunoștință cetățenilor că uite ce este voie, ce nu este voie. Să impunem undeva pe cei care nu înțeleg că este necesar să respecte. O foarte mare problemă este în transportarea pasagerilor, mă refer la transportatorii auto. Dânșii, cu părere de rău, mulți din ei nu înțeleg. Nu înțeleg că, uite, nu este voie să supraîncarci microbusul sau, indiferent, mijlocul de transport. Dacă noi, de exemplu, trecem măsuri pe un traseu sau altul, evident că dânșii de parcă ar face intenționat, discută prin diferite, mă rog eu, telefonie mobilă, Viber, Telegram, uite, acolo este amplasat post, acolo este amplasat, este bine că ei discută. Dar transportatorii trebuie să înțeleagă perfect că vina nu este a poliției dacă este stopat și mijlocul de transport este supraîncărcat. Vina este a transportatorului auto și a fiecărui cetățean. Vorbim de, foarte corect, domnul Vârtosu a declarat, sunt oficiile poștale, unde, dacă facem un studiu foarte clar, la oficiile poștale, rata de îmbolnăvire a bătrânilor, practic, de unde se ia? Ei declară simplu, nu am mers nicăieri, am mers la oficiu poștal sau am mers la biserică. Aici, iarăși, nimeni nu poate deja să impune să le închide ușa la biserică sau să închide ușa la oficiu poștal. Cetățenii de rând trebuie să conștientizeze odată și pentru totdeauna că nu poate organul de poliție sau Comisia Raională de Sănătate Publică să oblige pe fiecare unde să se ducă și unde să închidă ușa sau unde să o deschidă. Este necesar ca fiecare cetățean de rând și evident că toți noi, membrii Comisiei, Administrația Publică Locală, lucrează în direcția dată, dar există o situație când te duci și biserica este plină, el trebuie să înțeleagă cum trebuie să intre. Dacă acolo sunt mai mult de 10-15 deja inoriași care, mă rog, au venit la biserică, să stea afară. Sau dacă fix așa la oficiu poștal, să facă un rând. Toți noi putem o vină oricare. Și încă o dată mă adresez către toți cetățenii. Avem un an de zile de pandemie unde declarăm zilnic că sunt decese, sunt infectări. Gândiți-vă foarte bine, stimați cetățeni, că nimeni încă nu a făcut un studiu ce se întâmplă cu cetățenii care s-au tratat de acest virus. Putem să avem complicații de diferit gen, de aceea rugăm respectuos organul de poliție ca fiecare să ia atitudine. Sunt agenți economici care, necătând la faptul că a fost documentat o dată, două ori, el continuă activitatea sa cu păreri de rău. Da, ei sunt documentați. Toți agenții economici care prestează servicii după 22.00 cu încălcări, toți sunt documentați, vă zic, în glas tare. Pe timp de zi, la fel, trecem măsuri, centrele comerciale s-au conformat, magazinele alimentare, linii generale, toți conformează, dar, mă rog, transportatorii auto sunt cei mai, să zic așa, mai obraznici, care, cu părere de rău, nu înțeleg. Diferite motive invocă, numai nu se supun cerințelor legale impuse de către comisie. La moment situația este sub control, mă rog, organul de poliție întreprinde toate măsurile necesare care le stă în fața lor. Avem 51 de agenți economici documentați, avem 30 de persoane fizice documentate, petrecem și mai departe acțiuni de documentare a cetățenilor care flagrant și intenționat încalcă prevederile comisiei. Mulțumim, domnul comisar Întrebări, domnul comisar Oleț.
într-adevăr, vreau să spun că vă aduc la conștiință că transportatorii noștri, așa vorbim cu cuvânt, scanuri praznici, a fost și eu în grupul acela de lucru de vineri, la care am depistat niște rutiere unde parcă erau toți pe scaun când îi uitau dintr-o parte, dar la controlul efectuat de poliție, adică împreună cu poliția, am văzut că stăteau toți aplecați. Într-adevăr, știau că acolo se trec controale și era un număr dublu, ieșind din scaune de amplasare. De ce, domnul comisar, la subiectul ăsta, noi știm că ați avut două săptămâni de muncă, dar trebuie de mai efectuat controale, așa de neașteptate, că, într-adevăr, să avem niște focare între aceste rutiere. Eu vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări la cei care au luat cuvântul mai sus, haideți să trecem la instituțiile de învățământ și, reieșind din asta, să vedem localitățile în ce grad de alertă se regăsesc, conform numărului pe ultimele 14 zile, numărul de infectări pozitive, adică de persoane pozitive. De aceea, domnul Hurtosu, vă rog, haideți să o luăm pe rând și să aducem aceste localități în gradul cuvenit, adică de alertă. Da, poftim. Stimați colegi, vreau să spun că în majoritatea localităților, mortalitatea parcursul ultimilor zile este foarte înaltă. Practic, toate localitățile care eu le-am menționat se află în zona roșie de alertă. Dacă rămân așa localități care n-au o importanță din punctul ăsta de vedere în ceea ce privește educațional, am în vedere, pentru că o majoritate de copii poate se deplasează și învață în localitățile mai mari, cum ar fi, e clar că e o situație favorabilă în Misovka, Comuteanovka, Bălțaz, Budăi, Cărbuna, Hansk și așa mai departe. Însă aceste localități nu reprezintă un interes în ceea ce privește situația epidemiologică la moment pentru reactualizarea sau, cum să mă exprim, a activității sistemului educațional. Eu am o propunere. Înseamnă că se găsesc, mă iertat, înseamnă să le găsesc în gradul verde, da? Da, da, chiar verde. Eu aș propune să avem un scenariu. Aș propune să avem un scenariu care l-are Chișinăul, în punctul ăsta de vedere, pentru că suntem într-o morbiditate foarte înaltă, chiar alarmantă. Noi suntem după nivelul morbidității înregistrate în teritoriu printre primele raioane din Republică. Depășim media pe Republică de înregistrare a cazurilor și de aceea să facem o zonă sau să instituim o zonă în procesul ăsta educațional în toate localitățile, în ceea ce privește ca toate instituțiile preșcolare să activeze în teritoriul raionului, clasele de la 5-a până la 8-a să treacă la regimul online, regimul clasele a 9-a și îmi pare că a 11 sau 12, că acolo a 10-a nu cade, să activeze în modelul acesta de 50%, sau reieșind din situația, cum s-a exprimat doamna Niță, în ceea ce privește din situația, mă rog, a claselor, a încăperilor respective. Și asta este o propunere a noastră, reieșind din situația care este astăzi, în care ne aflăm în raion. Pentru că nu avem aici de ales pe zone, că într-o localitate e roșu, că într-o localitate
e Portocaliu, într-o localitate egală. Situația e destul de complicată în toate localitățile raionului. Deci să mergem pe un scenariu respectiv, care să nu punem alte localități într-o situație, altele localități în altele situații. Avem o situație destul de complicată pe tot teritoriul raionului Ialovei. Atunci când avem câteva localități, fie 3, 4, 5 localități care sunt în codul verde, de ce trebuie să le interzicem de a-și organiza procesul educațional, prezența fizică a tuturor copiilor? În primul rând, asta este o activitate care ușurează într-un anumit mod cadrul didactic și de a-și organiza procesul educațional, adică vor avea 100% participare la proces, pentru că noi avem undeva la 80% care participă la proces dacă sunt în regim online. Pentru că mai avem elevi care nu își pot permite, deci ori din lipsă de calcul, de tehnică de calcul sau de internet, nu pot participa online. Deci aia, totuși, părerea mea este ca să încercăm totuși să analizăm fiecare localitate în parte, acolo unde este codul verde sau galben, să-i permitem cu prezența fizică 100%. Iată cum ați menționat, Cărbuna, Hansca. Deci, putem stipula, în cazul în care, în școlile de circumscripții, copiii care se transportă din alte localități și localitatea este în cod roșu, atunci le interzicem acestor copii de a se deplasa la școala de circumscripție. Dar, în felul acesta, vom încerca să totuși fim mai corecți în raport cu toți elevii și cu cadrul didactic. Pentru că este mult mai complicat de organiza procesul educațional online. Da. Da. Da, dar haideți să vedem că cum e Misovca, Alexandrovca, deci, sunt Hansca, Cărbuna, Cigârleni, știu că nu au înregistrate. Cărbuna. Am scris Cigârleni, Cărbuna. Dați seama pe localități, de exemplu, Țăpala. Cigârleni are înregistrate cazuri. Deci, vor doar scrie Mulești noi, Cărbuna, Verate, unde avem un Misovca, Comuteanovca, Rusăștii Vechi, da. Bălțați, Budăi. Cele mai mici localități unde nu avem înregistrate la moment, din parcursul la 2 săptămâni sau 14 zile. Situația nu să fie până de seară, în față să fie schimbat. Da, înseamnă că pentru localitățile date ar putea fi codul verde. M-ar interesa la Gangura care e situația. La Gangura? Ea care a pus el. Am înregistrat 5 cazuri. Adică Bezeni. Deci și Gangura, da? Da, Gangura avem 5 cazuri. Domnul primar a dat întrebarea la Nimorești. Nimorești? Nimorești, 6 cazuri. Ce perioadă? Ultimii 14 zile. Toată morbiditatea este pe parcursul a 14 zile. Ultimii 2 săptămâni. 2000 de locuitori înseamnă că e vreodată. Nu, cazuri înregistrate în localitate totală. Bardărul, de exemplu, nu. Domnul primar, momentar. Deci eu, propunerea mea este ca să spun restricție și toate liceele, gimnazii și grădinițe în toate localități să aibă una și aceeași restricție. Da, dar ce? Eu aici vreau să dau o explicație. Nu toate instituțiile de învățământ sunt dotate la fel. Deci unele instituții au fost acum cu efortul Consiliului Anal și deci dotate cu tehnologie informaționale. În cazul când este o posibilitate de a veni cu prezența fizică, de ce trebuie de negat lucrul acesta? Dar sunt corecție în raport cu toți. Poate peste o perioadă de timp invers, localitatea dată să fie în cod roșu, dar alte instituții cum Erezeniu să devină cod verde. Dar nu trebuie să suferi toți copiii. Două, trei zile o să fie fix ca și acela. Nu cred. Două săptămâni de timp care situație, noi vorbim că acestea sunt acum la moment în codul verde.
Dar se propune că, indiferent că e cod verde ori alt cod, să fie toate puse online. Asta am vrut să zic. Da, da. Deci încă o dată menționăm. Pentru codul roșu, în toate instituțiile clasele primare vin. În codul roșu, în toate instituțiile vor veni și absolvenții de la clasa 9 și a 12, numai că dacă e cod roșu, vin doar jumătate. Dar o să analizăm în dependență de numărul de elevi. Asta e mai mult de 50%. Da, 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 da. Dar gimnaziale toate. Dar clasele a 6-a, a 5-a, a 8-a, deci online. Dar mă ziceam, pentru cei care cu adevărat este posibilitate, adică am putea să-i chemăm pe toți. Sau cum decideți? Eu încă o dată mă opresc la propunerea menționată anticipat. Dați pe parcursul la 2 săptămâni. Să instituim, avem în vedere situația asta destul de complicată, totuși, pentru toate localitățile. Dar, mă rog... Să pot, dacă copiii ăștia vin numai din comuna respectivă, da, s-ar putea totuși ei, ținând cont că n-au condiții pentru online, să pot că îs mici, îs țări, și poate în comunile cu cod verde și galben, ca să facă persoana fizică. Dacă nu vin din alte localități, nu, numai din localitatea respectivă. Deci în Cărbuna nu vin din alte localități, în Hansca nu vin din alte localități, la Misovca vin din Comuteanovca, Alexandrovca, așa, Cigârleni nu vine din nicăieri nimeni, Văraticul la fel sunt sigur și Gambra, din nou, dacă este unul, doi de la Comuteanovca sau Alexandrovca. Deci doar aceste. Da. Se poate. Dar atunci se poate acceptăm aceste localități, dar pentru celelalte instituții, deci va fi prezența copilor din clasă 1-4 și absolvenția a 9 și a 12. Dar, da, dar am văzut pe pagina de socializare la Gangura, domn primar a zis că dânsul a anunțat nu de mult, că este cod roșu la dâns în localitate. Atunci întreb care ar fi Comuteanul și Alexandru. Da, că ele sunt în viață. Gangura, pe Gangura, am spus că sunt registrat în Cicat. Domn președinte, eu cred că să acceptă cel cod roșu, a 1-a, 4-a frecvența, a 9-a, clasa 9-a iarăși și lăsăm 2 săptămâni de zile și o să vedem schimbările care sunt. În cazul când suntem cu creștere pozitivă, la moment, eu cred că noi trebuie să mai punem accent pe două localități, Suciteni și Malcoci, unde sunt în gradul procentajul de carantină. Ar trebui, cum s-a exprimat domnul Vârtosu, aici noi trebuie să vedem, nu să punem accentul pe procentul sau metri pătrați în școală, cum ar fi să vină 50%, nu e asta. Importantă este deplasarea copiilor la școală și a populației. Tot aici. Mă rog, spunem asta în discuție, pentru că noi, pe urmă, să avem probleme de ce nu deci, am fost... Dacă este cod roșu, atunci oricum se prezintă clasă primară și cei din absolvenți, dar dacă va fi carantină, atunci trebuie să pronunțe domnul de la... Vreau să vă spun că codul roșu nu este separat pe orașul Ialoveni, este pe raionul Ialoveni, cu toate localitățile, scrie foarte clar. Și noi trebuie să vedem în dependență de procentajul care este. Eu, când vorbesc de codul roșu, mă bazez pe modelul 3, care este prevăzut de către Comisia Națională Extraordinară. Ce înseamnă cod roșu? Deci, cu prezența ce nu știm care este codul roșu, dar noi trebuie să vedem la nivel local, la noi teritorii, care este situația. Să nu fim învenuiți pe urmă de populație, nu au luat măsurile de restricție. Doamne Nița, care cu reluarea activităților fizice în școlile, adică în localitățile Misovca, Alexandrovca, Comuteanovca, Cărbuna, Hansca, Varatic,
Așa-i? Dacă luăm listopea și gamura, de ce? Cum se deplasează? Adică au tangenți cu gamura, prin gamura copiii. Și atunci ea putea scoate de la ordine de zi listopea. Adică dacă eu vorbim de seama că putea fi cărbuna, pască, citădeci, vrag. Hai, haideți încă o dată înseamnă că... Cărbuna, pască și citădeci. Prezența tuturor. E de, am înțeles. Asta e o propunere și altă propunere a lui domnul Cultosu, ca toate școlile, tot raionul să treacă într-un regim care, reieșind din cod roșu, reieșind din hotărârea Comisiei Naționale, ca acele gimnaziale stau aici, online. S-ar putea de luat în medierul la două propunere. S-au început postul mare și acum pe biserică și-au dat să fie mai mari de zi. Adică o să fie săptămâna asta foarte multă lume să facă. Deci ce-i la și dacă spune cod roșu, deci partea propunerea de... Să fie luat ceva și pentru lăcașul în sine. Foarte bun. Pentru că o să fie foarte multă săptămâna. Haideți să închidem cu... Să luăm o hotărâre referitor la instituțiile școlare de învățământ, instituții de învățământ și apoi întreți și la lăcașurile sfinte. Avem două, stimați membri, avem două propuneri. Propunerea lui doamna Nița de a menține gradul de alertă verde în următoarele localități: Cărbuna, Ansca, Cigârleni, Varadic. Cigârleni avem înregistrat 7 cazuri, Cigârleni nu merge. Cigârleni excludem, da? Sau nu că 3 instituții merg în vorba. Dar lăsați-le să fie nici nu ne dar dacă e 3, care e calitatea procesului educațional? Dar acolo așa e când am, acolo sunt 2 clase, clasa 7 și a 8-a, sunt 7 copii în 2 clase. La Misovca. Că am fost acolo. Așa e numărul de copii. Sunt două. Dar pentru cei de la Misovca nu trebuie să se scândă, că ei se deplasează. La Gangura, da? Deplasează la Gangura, unde avem noi copii. Noi trebuie să lăsăm doar pentru Misovca, adică numai cei care sunt prezenți la locuiți. Tot atât, da? Acolo nu ne complicăm cine acolo a să duc cont, care vine și care nu vine. Dacă Gangura nu s-a apelut, bine. Încă o dată, stimați membri, punem la vot, stimați membri de comisie. Cine sunt pentru aceea? Ca localitățile Cărbuna, Ansca și Varatic se treacă în gradul de alertă verde ca instituțiile să fie prezența totală. Vă rog, votați! Contra 1, 2, 3, 4, 4, abține 1. 1, 9, dacă noi suntem 12. Am văzut, dar n-am să mă arată prizierul la tău. S-a pușat. Eu la contra. Avem pro 6, contra 5. Și unul s-a obținut. Înseamnă că localitățile Cărbuna, Ansca, Varatic, cu prezență 100% la ore. Mulțumim. Restul înseamnă că restul localitățile raionului la Iloveni va fi
alertă de cod roșu, în cadrul alertă de cod roșu și va fi, va fi cu prezența 50% din capacitatea... Care este dimensionată 50%, dar în cazul că permite numărul de copii, cât de 50%? Sau cum? Spații de permite, atunci... Nu, că noi trebuie să decidem aici. 50% sau prezența fizică la clasa 9 la clasa și la 12. La 12. Nu, 12. Aha. Păi, domnul... Nu, avem 3 modele acum. 3 modele. Da. Dar, uitați-vă, eu vă explic acum. Gimnaziu Hans, Costești, de exemplu, clasa 9, 10 copii în clasă. În cazul dat, dacă ne ajungem după scenariul 3, nu sunt 50 de copii. Haideți, doamna, un număr minim atunci. Care număr minim pentru clasă? Trebuie ca să noi să ieșim din număr. Din 10, 15, care număr minim? Așa eu înțeleg, domnul Vârtos. Nu, uitați-vă, doamna Nisa, ne-a comunicat că sunt clasă cu 10 persoane. Aici înseamnă că nu merge 50%, dar cu... participarea tuturor. Da, la gimnazii noi avem cel mult 24 de elevi într-o singură instituție și 21 în altă localitate. În rest sunt mai puțin de 20, 18, 19 și mai jos. Adică ar putea să fie cu prezența 100%. Cred că da. Da. Înseamnă că mergem pe ideea că... Da, ce... Doamna Nisa, se va mai analiza procesul ăsta educațional, că eu nu chiar fix sunt fix. În dependență de situația care dumneavoastră o aveți în, în școala respectivă. Da. Puteți să o decizie corectă pentru ca să putem spune mâine care e mâna cerea? Aș vedem care e un minim, 15 persoane, un minim. Spune mă 20, cât domnul Mărtos, un minim. Care pot participa toți. Din spațiul clasă depinde și spirit de numărul de elevi. Dacă spațiul permite, atunci spațiul mai... sau sunt acolo 50-50. Dacă am depășit, de exemplu, jumătatea asta de 15, 17 sau 18 copii. Ca să meargă toată clasa. Cu prezența maximum 25 de elevi. Dacă au mai mult de 25 de elevi în clasă, înseamnă celălalt să nu mai mult. Păi, ia că de asta își vorbim. 15, 18, o să fie... Uitați-vă, dar dacă aici sunt 19, nu lăsăm așa? Păi, cu zi 19, da. De ce și-am zis, poate punem 20. Nu mai putem chiar să jucăm 1, 2, acolo. Practic, clasa interna. 20. Prezența mie, domnul Munteanu, domnul Hurtos, prezența minimă la dumneavoastră. Care? Adică maximă prezență în clasă, după viziunea dumneavoastră, care o vedeți? Clasă, deci aici clasă, la numerare. Cât sunt practic? La ce nivel? Păi numărul de elevi? Păi zic, avem de la 19 până la 25, avem și 27, deci mai mult. Dar eu zic, spune-mă anumite... La nivel de 15. Nivel de 5. 15. 20, eu zic, părerea 20. Ca la grădiniță. Dar 20, fiecare elev în banca parte, poate da, 20. Da, așa și se organizează. Da, domnul Șal. Nu, bine. Păi 20 până la 1 sau 15, prezența maximă. Unde sunt mai mult de 25 copii, deci 15 trebuie să fie așa, dacă sunt 19 copii, clar, ca să-i acceptăm pe 19. Noi punem 20 și atunci celălalt copii stau în laie. Dar nu putem să fie așa. Bine. Înseamnă că îți propune la vot cine pentru aceea ca prezența maximă la ore în clasă să fie de... În clasă, deci în clasa 9 și 12. Da, clasa 9 și 12. Da, de aici ne-și copii. Clasa 9 și 12. Da. Fiți atenți, mas membru. Cu prezența maximă a 20 de copii în clasele 9 și a 12 la ore, ați înțeles, da? Asta e un variant. Și alt variant e până la 15 maxim, ori asta le exclude.
Vorbim numai de 20. Domnul președinte, eu nu înțeleg, dacă nu este vorba de 50%. Și tot ne vorbim noi cu 23, 46, ăsta e bietă, ăsta e galbenă, ăsta... 50% și gata. De acum la urma urmei, dacă sunt 2-3 copii acolo, hotărârea asta să o iei pe loc director, dacă să fie suplimentar încă 2-3 copii, cine să o aresteze sau cine la urma urmei? Este de principiu, când spunem 50% cu prezența, înseamnă că directorul înțelege. Am în clasă 10 copii în clasa 9, trebuie să vină 50%, vin 5 copii la școală. Dar noi luăm o decizie acum corectă, pentru că asta noi ne, cumva ne conformăm și luăm decizia noastră regională. Înseamnă că hotărâm... Adică 50%, dar mai mult de 20. Da. Atunci ar fi o situație. Dar așa nu este. Bine, asta și vreau să vă spun. 50% din numărul elevilor, dar nu mai mult de 20 de elevi în clasă. În clasă. Da, toți sunteți de acord cu asta. Mă rog, votați. Da, vă mulțumim. Mulțumim, trecem la altă întrebare referitor la lăcașul care au parvenit. Da. Ce face cu lăcașurile sfinte, că într-adevăr vine cușa, trece o săptămână, oamenii se vrea să împărtășe și care e propunerea dumneavoastră, sănătate publică, vă rog, domnul Munteanu. Așa, noi trebuie să participe și domnul cum la protocol, cum să numește funcția lui, trebuie să participe și ala și să fie la curent cu treaba asta. Am înțeles, vor fi un nou comisar. Noi luăm de considerație, da. Noi ar trebui să interzicem treaba asta. Înseamnă că vinerea trebuia să ne întâlnim, vine. Apoi asta. Este mâine ședința cu primarul, săptămâna asta poate fi invitat. Și poate fi invitat primarul ăsta. Personală discuții cu domnul protocol. L-am invitat pentru mâine la ziua, la ședința care va avea loc la ora 10, unde vor fi toți primarii din localități, unde va participa obligatoriu și domnul protocol. Înseamnă că poate pentru ziua de astăzi nu punem în discuție un partener, dar vedem mâine, luăm toți o hotărâre și administrația publică locală și noi, organul de poliție, fiecare în parte și, mă rog, poate revenim la întrebarea dată suplimentară. Am înțeles. Dar vă mulțumim. Asta pe acolo. Mulțumesc. Sunteți de acord cu asta, da? Da, domnul președinte, da. Să rămânem totuși pe poziția că să facem testarea activităților date. Eu vă rog că situația e destul de complicată și eu vă spun 30% din mobilitatea înregistrată sunt pensionari. Da. Și nu am contactat cu nimeni, nu am fost până la oficiul poștal, la biserică și la magazin. Și zbornav. Cu nimeni n-am contactat. De aceea vă rog ca să, pur și simplu, să-i convingeți și să le atrageți atenție. Lasă să meargă slujbele astea, dar fără enoreaș, eu știu cum, într-o modalitate. Fără lumii. Fără prezența fizică a populației. Online, da? Da. Online. Ce? Bine, primim astăzi o hotărâre, ori o amânăm. Ce facem? Nu nimai... Eu zic astăzi, domn președinte, că dacă mai lăsăm o săptămână, trei zile, lucrurile nu merg. Așa nu merg. Dacă sunt invitat, să aduc la cunoștință. Am înțeles. Haideți, spune-mă atunci la vot. Dar pe termenul tot de două săptămâni. Până la azi, deci până la întâi aprilie să fie o dată fixă sau nu știu. Bine. Spune la vot pentru interzice. Da, poftim, domnul Șoară. Nu, nu s-a părut. Stimați membri comisiei, fiți atenți, spune la vot interzicerea și desfășurarea cu prezența al urăneașilor, a persoanelor în lăcașurile sfinte, pe timp de două săptămâni, care pentru aceea vă rog votați. Da, mulțumim. Contra? S-a abținut? Unanim. Vă mulțumim. Alte întrebări? Da, poftim. Nu știu că sunt foarte reținut. Localitățile care cel mai mare număr de infectați s-a citat mai sus, pentru că eu sunt imediat apropiere la Mălcoce acolo. Ca
recomandare nu știu, s-a făcut, s-a făcut din partea comisiei, de verificat anume persoanele care sunt infectate, împreună cu medicii de familie, de văzut locul de muncă lor, de văzut, eu nu știu, poate unde cel mai des circul, unde mărghe. Și făcut analiza asta și în cazul când sunt depistați, uite, 3-4 acolo, sunt angajați X sau circul, doar în, nu știu, transport la ora respectivă, să ne anunțați și ceva. Până la urmă sunt între prigele care sunt în teritoriu și să nu spornească chiar și ce a fost trecut. Medicii trebuie de familie să vă anunțe. Aveți echipa dumneavoastră locală? Dumneavoastră, ca primar, trebuie să spus că trebuie să ne anunțe. Păi trebuie. Dar lucrul ăsta nu se face. Dacă nu se face, vedem ce se face cu medicii. Cine e șef medicilor de familie? Deci am o părintă întrebare referitor la persoane unde lucrează, dar nu spun în discuție procesul educațional. Trebuie să știi primarul, trebuie să știi medicul de familie și echipa multidisciplinară. Dar noi informația nu primim. Îmi pare rău, aș vorbesc cu doamna Rosu. Celula de criză, el lucrează foarte prost. Adică, dacă este o oră fixă, înseamnă să fie transmis informația. Domnul primar, celulă de criză noi nu avem acum. Sau persoana responsabilă care trebuie să face persoana responsabilă familie. Persoana responsabilă activitatea ce ceva de la referință, nu, da? Unul se face voluntar, se face din bună, asta nu e nicăieri scris și așa mai departe, asta se face așa, se mai aduce suplimentar la cunoștință. De ce că să numim o oară numită? Parcursul zilei să vii. Eu am înțeles și dumneavoastră. Mi-o am săruit ca mai devreme. Chestiile vin aproape de ora 5. Când vreți să vină cu celulele? Numai nu mai târziu. Dar eu vreau să vă zic, mă, colegi, primarii lucrurile de ajutor. Eu, de exemplu, dacă văd la un persoană sau două, eu fac numit înapoi, pe exemplu, da? Pe localități, da, sunt persoane. Și de persoane, de cum știu, cum se discut cu deși, cum se discut cu membrii, dar nu interesează. Da. Domn primar, când era situația excepțională, atunci era altceva, putem da și date caracter personal. Acum nu putem. Am plasat pe grup cu date cu caracter nu, personal. Nu, aparte, domn primar, aparte. Aparte, da, aparte. Aparte. Bine, da, poftim, domnule. Eu referitor la problema dată. Stimați colegi, de când noi vorbim despre organizarea măsurilor de prevenire și control a infecției dată? În primul rând, în orice localitate e necesar o conlucrare dintre primar, polițist, medicina primară, asistența socială. Lucrurile astea nu sunt de astăzi. De acum mergem. Am trecut un an de pandemie, practic. De aceea lucrurile astea dumneavoastră trebuie să vă semnalizați, să vă informați respectiv unul pe altul pentru a organiza măsurile și alea în teritoriu, fie la orice nivel, că-i Nimorân, că-i Corotca, că-i Malcot și așa mai departe, mai ales reieșind din situația asta destul de complicată. Și avem în instituții, în teritoriile respective și grădiniță și școală, aici trebuie o activitate comună. Și cu directorul școlii, și cu directorul grădiniță, și hotărâri de sistare dacă e necesar la grădiniță și așa mai departe. De acum despre școli merge hotărârile de sistare de la nivel raional și așa mai departe. Nici nu poate să meargă vorba că nu este o conlucrare binevenită grupul acesta de activitate în teritoriu. Nu poate președintele raionului să vadă ce se petrece chiar în Misovca. Și așa mai departe, sau în alte localități. Deci este necesar ca lucrarea asta să fie zilnică, la oarele 8, domnul primar, el singur, dacă e interesat, el e localitatea lui. Domnul medic de familie, ia informează-mă care e situația. Dacă nu, nu vrei o lucrare să fie adecvată, mai sunt instituții care superioare. Dar dumneavoastră trebuie să dețineți informația zilnică respectivă. Pentru a lua măsurile în ore, nu de așteptat hotărârea Comisiei Extraordinare sau așa mai departe. Mai mult ca atât că sunt în hotărârea 49 arătate toate restricțiile respective. Care trebuie să le faci în teritoriu, mai ales în localitățile astea, Societenii, Dânceni și așa mai departe. Pentru că nu se dovedește ca cineva să fie cu mâna pe puț în tot ce se petrece în orice localitate. Dumneavoastră sunteți
conducători, sunteți acolo și tată și mamă și tot ce trebuie de organizat și de efectuat în teritoriu. Mulțumim, domnul Burtoso. Sunt întrebări? Stimați membri, stimați oaspeți. Nu, da? Nu mă subțin. Anul trecut, domn președinte, am făcut un flash mob și eu vreau să vă spun că s-a clarificat foarte, foarte multe lucruri. De-abia era începutul pandemiei, dacă vă dați seama și vă aduceți aminte. Înseamnă că eu vin cu o propunere, să repetăm flash mob-ul ăsta, măcar în orășelul Ieloveni, să intri în echipele, spre exemplu, care intră în primul și în primul rând în numărul unic 112. Adică, mă refer la urgența, da, Ieloveni, organul de poliție și pompieri salvatori. Ar fi o situație frumoasă. Mulțumim, noi avem grupuri de lucru, avem trei grupuri de lucru din cadrul comisiei și un grup de lucru vine, dar m-a preluat împreună cu poliția activitatea și monitorizarea referitor la transport. Asta vrem cu parcursul săptămânii, dumneavoastră toți sunteți într-un grup de lucru, așa că pregătiți-vă pentru o activitate. Dacă nu sunt întrebări, eu vă mulțumesc și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor.